Lumea e un loc minunat. Merită să luptăm pentru el. Trebuie să ne obișnuim cu ideea că la cele mai importante răscruci ale vieții nu există nicio semnalizare. Există un adevăr dureros, acela de a te pierde într-o iubire mistuitoare uitând cât de special ești și tu. E o prostie să nu speri și cred că e și un păcat. Astăzi nu este decât o zi asemenea tuturor zilelor, dar ceea ce ți se va întâmpla în toate zilele care vor urma depinde de ceea ce faci astăzi. Așa a fost de fiecare dată. Nu judecați oamenii după cei cu care se adună. Nu uitați că Iuda avea amici reproșabili. Nu este nimic special la scris. Nu faci decât să stai în fața unei mașini de scris și să sângerezi. Timpul este ceea ce avem cel mai puțin. Nu este nimic nobil în a fi superior altui om. Adevărata nobilitate este să îți fii superior ție. Acela care a reușit să trăiască mai serios în interior, începe să trăiască mai ușor în exterior. Viața fiecărui bărbat se încheie la fel. Detaliile din modul în care a trăit și modul în care a murit fac diferența dintre un om și un altul. Înainte să vorbești, ascultă. Înainte să reacționezi, gândește. Înainte să cheltuiești, câștigă. Înainte să critici, așteaptă. Înainte să te rogi, iartă. Înainte să te oprești, încearcă. Omul nu este făcut ca să fie înfrânt. Pe om poți să-l distrugi, dar nu poți să-l înfrângi. Nu există prieten mai loial ca o carte. Nu, aceasta este o mare eroare. Înțelepciunea celor bătrâni, ei nu ajung mai înțelepți, ci devin mai prudenți. Acesta nu este momentul să te gândești la lucrurile pe care nu le ai. Gândește-te la ce poți face cu ce ai. Pentru a scrie despre viață, trebuie mai întâi să o trăiești. Îmi place să merg la zoo, dar nu duminica. Nu îmi place să-i văd pe oameni cum râd de animale, când ar trebui să fie invers. În războiul modern, mor ca un câine și fără niciun motiv. Viața e un truc greu de învățat. Când eram mic, mi se spunea, așteaptă să te faci mare și ai să vezi tu. Acum sunt mare și nu văd absolut nimic. Fericirea la oamenii inteligenți este cel mai rar lucru pe care îl știu. Nu a spus-o cu voce tare, deoarece credea că atunci când sunt strigate lucrurile frumoase, nu se mai întâmplă. Când oamenii vorbesc, ascultă în totalitate. Cei mai mulți oameni nu ascultă niciodată. Atunci când iubești, îți dorești să faci ceva în numele iubirii, îți dorești să te sacrifici, vrei să slujești. Cel mai bun mod în care poți afla dacă poți avea încredere în cineva este să ai pur și simplu. Cei mai buni oameni au un sentiment aparte pentru frumusețe. Au curajul să își asume riscuri, disciplina să spună adevărul, capacitatea de sacrificiu. Ironic, virtuțile lor îi fac și vulnerabili. Sunt deseori răniți, uneori distruși. Durează 2 ani să înveți să vorbești și 60 de ani să înveți să taci. Trăiește cu adevărat clipa. Lasă-te pătruns de toate energiile puternice care dansează în jurul tău. Când o femeie își conturează buzele,
este ca și când un soldat își curăță mitraliera. Să nu credeți niciodată că un război, oricât de necesar sau de justificat ar părea, nu mai este o crimă. Curajul este grație sub presiune. Un om inteligent se îmbată ori de câte ori este obligat să-și petreacă timpul alături de proști. O pisică este foarte sinceră. Oamenii, pentru un motiv sau altul, își pot ascunde sentimentele, pe când o pisică, niciodată. Dacă doi oameni se iubesc, un final fericit nu poate exista. Mișcarea este întotdeauna acțiune. Numai cei care sfarmă lanțurile și descătușează cugetul omenesc sunt adevărați oameni. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să lași un like, să te abonezi la canal și să scrii în secțiunea de comentarii citatul favorit. Totodată, dacă vrei să susții acest gen de conținut, te așteptăm să ne urmărești și pe celelalte platforme ca Instagram, Facebook, TikTok. Îți mulțumim pentru vizionare, iar până data viitoare nu uita. Te rog, stai puțin pe gânduri.